Care este opinia dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la prefectură, despre vizita prefectului, despre ce se întâmplă în primărie? Părerea mea o cunoașteți de mai mult timp. Eu regret că dumneavoastră, odată cu filmările care le faceți periodice în cadrul Consiliului Local, și țin să vă mulțumesc și dumneavoastră ca ziarist și ca reporter, vă apreciez munca și chiar onestitatea dumneavoastră. Dar nu vă pot aprecia unele ședințe pe care le-ați filmat numai acolo în cadre pe care dumneavoastră probabil că ați fost direcționat. Eu am... Nu, mai puneți, puneți mai concret. Deci mai a fost concret. O ședință de Consiliu la care a început. A lipsit începutul. A lipsit începutul. Nu că s-au tăiat din... Nu. Deci trebuia acolo dumneavoastră să prindeți începutul, pentru că ei au făcut o ilegalitate totală, au început o ședință cu un quorum de 7 și ceea ce nu este conform legii. Dar de câte știu eu pe acea ședință, s-a văzut pe filmare câți erau și domnul prefect a hotărât că era ilegală ședința, nu? Da, eu țin să vă mulțumesc, dar în timpul ședinței filmarea a fost pe 8, nu pe 7. Și deci dumneavoastră la început n-a specificat că ședința nu are quorum. Dar nu, este o problemă de jurnalist și probabil că dumneavoastră vă interesează mai puțin decât respectarea sau nerespectarea unei legi pe care au făcut-o abuziv secretara comunului Girov și împreună cu consilierii cei. Dar asta este o problemă clasată, a clasată. Spus prefectul la fel. Da, dar eu nu m-am vrut să vă aduc aminte că vă apreciez munca dumneavoastră și că vis-a-vis de problema care este cu Consiliul Local. Nu știu dacă dumneavoastră ați sezat în toate interviurile pe care ne l-ați luat mie personal ca viceprimar al Comunei Girov, că lupta noastră este de 8-7, în care majoritatea pe care mă susține pe mine în Consiliul Local suntem niște oameni, zic eu, onești, care încercăm să îndreptăm unele lucruri făcute greșit într-o perioadă foarte lungă de timp în pe raza Comunei Girov și avem o opoziție formată din 7 consilieri care eu, după spusele mele și după verificările mele în teren, își apără interesul personal. În această luptă, spre surprinderea mea și spre surprinderea tuturor, a intervenit și prefectura, care normal, prin felul ei de a fi negociatorul unor conflicte care apar în timp în consiliile locale la nivel de județ, ei ar trebui să fie mediatori și nu să țină partea unor anumiți consilieri locali. Iar s-a văzut în ultima parte că prefectura, nu dau nume că prefectura, în special legalitatea actelor, au predilecție spre a ține cu acea minoritate formată din exponenții PNL. Ceea ce ne face să credem că lupta noastră, de fapt, nu este cu numai cu cei 7, ci este și cu prefectura. Este o luptă grea pe care noi sperăm să o ducem până la capăt și toate acuzele pe care le-am adus la adresa secretarii, la adresa acelor nereguli care s-au evit în diferite anchete începute și neterminate de către prefectură, sper să găsească o soluționare și plângerile noastre și relația noastră în Consiliu să ducă spre un bun sfârșit și în interesul cetățenilor comunice. Noi am observat din exterior că la unele reclamații v-a răspuns pozitiv și la unele negativ. Deci s-a întâmplat uneori să vă dea dreptate dumneavoastră și au anulat ședința lor de Consiliu și invers. Deci am văzut din partea prefecturii lucruri negative și la un grup și la celălalt grup. Nu, reporter, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că au fost obligați la un moment dat să respecte legea, pentru că noi am fost și am rămas o echipă de 8 consilieri foarte uniți și ne-am susținut poziția până și în fața prefecturii 6 ore, stând și așteptând să spunem, o vizită în fața prefectului, dar
ne surprinde deplasarea domnului prefect astăzi la Consiliul Local Giurgiu, pentru că pe baza unei sesizări făcute de cetățenii satului Turturești, care este bine documentată și bine venită și bine studiată de noi în Consiliul Local, unde Consiliul Local s-a implicat total, toți cei 15 consilieri, iar soluția pe care am găsit-o a demarat mai greu, pentru că în prima variantă noi am încercat să pasăm conducta apa servului, dar datorită nereglilor din teren, apa servului ne-a refuzat, iar semnarea contractului s-a tărăgănat, pentru că prețul apei de 3,9 ni s-a părut la un moment dat, pe care l-am aprobat în Consiliul Local, ni se pare și la ora actuală foarte mare, pentru că cetățenii satului Turturești se alimentează din sursa noastră din proprie din izvoare și ceea ce denotă că trebuie să avem acolo două apometrii, să facem o medie a prețului apei pentru a nu afecta cetățenii satului Turturești, încasându-i pe toți la 3,9. Lucrul ăsta ne-a făcut să formăm o comisie și din cetățeni din satul Turturești și din cadrul primăriei și consilieri locali. Ne-am deplasat la fața locului, am studiat conducta, am făcut analize la fața locului timp de aproape o lună, pentru că sunt cetățeni răi platnici, pentru că sunt cetățeni care nu ne primesc în curte să citim apometrile, pentru că avem însăși consilieri locali care de 2 ani de zile nu plătesc apa și atunci noi n-am avut decât o singură soluție, să documentele să fie legale, să respectăm legea, iar înștiințările de sistarea apei încercăm să le facem cât mai legale. Noi am hotărât că de luni vom începe debranșările acolo unde sunt răi platnici, iar cetățenii satului Turturești și Gura Văie vor avea apă la conducta lor proprie. Vă mulțumesc frumos! Cu plăcere!